Încă din 2018, Primăria Slatina, prin intermediul Direcției de Asistență Socială, acordă un sprijin financiar pentru tinerii căsătoriți. Este un program implementat care dorește susținerea și încurajarea căsătoriei și întemeierii unei familii. Încă din 2018, la inițiativa primarului municipiului Slatina, s-a creat acest program de sprijinire a tinerilor la prima căsătorie. Este o sumă de 1000 de lei care se acordă drept premiere sau nu știu, e un sprijin până la urmă. Este mai mult pentru a-l aduce pe tânăr către noi și să primească acea consiliere pentru privind drepturile și obligațiile pe care le au tinerii în timpul căsătoriei. Numărul celor care solicită acest sprijin fluctuează de la an la an, singurele perioade de scădere bruscă fiind anii de pandemie. Avem beneficiari mai mult sau mai puțin în funcție de dorințele fiecăruia de a se căsători sau acum sau mai târziu. Am avut o scădere a căsătorilor în timpul pandemiei, dar acum am intrat pe făgașul cel bun, cum ar veni. Deci sunt tineri care vizează constituirea unui cuplu pentru mai departe. Nu toți tinerii căsătoriți pot solicita acest ajutor financiar. Potrivit directorului Direcției de Asistență Socială, Slatina, există o serie de criterii pe care aceștia trebuie să le îndeplinească. Pentru a primi sprijinul financiar, tinerii trebuie să fie la prima căsătorie, să aibă ambii sub 35 de ani, să locuiască cel puțin unul dintre ei în Slatina și căsătoria să fie încheiată pe raza municipiului Slatina. După ce se depune solicitarea care se face de către ambii soți pentru fapt că e o declarație pe propria răspundere și fiecare declară datele cu caracter personal și acordul pentru prelucrarea datelor, se emite o dispoziție a primarului prin care se face acordarea în condițiile în care sunt îndeplinite toate cerințele, iar în 45 de zile, în maxim 45 de zile de la emiterea dispoziției, pot intra în posesia banilor, fie prin ridicarea direct de la caserie, fie prin cont bancar, prin virare în cont bancar. Cele mai recente date statistice ale Direcției Regionale de Statistică arată că în anul 2022, la nivelul municipiului Slatina, au fost oficiate 479 de căsătorii.